Prima etapă a play-out-ului s-a încheiat în Moldova cu Botoșani Chiajna. Gazdele s-au jucat cu ocaziile în prima repriză. Au fost două mari de tot. La prima, Golovka a profitat de o greșeală uriașă în apărare și nu l-a învins pe portarul Costache. Chiajna a avut mare noroc și în minutul 30, când Mihai Roman a greșit execuția, deși îl păcălise pe golkeeperul Concordiei. După pauză, Andrei Marca a încercat o execuție de generic. A reușit-o, dar n-a dat gol. A fost cea mai spectaculoasă fază a meciului. În final, Albu s-a trezit cu mingea pe frunte în gura porții, dar a fost luat prin surprindere și a trimis afară, iar Botoșan Chiajna s-a terminat 0-0. Ăsta e campionatul care ne-a interesat și ăsta e campionatul nostru. De la victoria contra Stelei la Voluntari, nu am mai câștigat, dar ce pot să fac eu? Ca fundaș trebuie să încerc să fac 0 la noi și să ajutăm echipa să înscrie. În jocul de astăzi nu avem nicio scuză, pentru că în prima repriză ne-am creat situații de a marca. Mă refer la situația lui Mihai Roman, care putea să găsească o altă soluție, să marcheze.